Bună ziua! Emisiunea Orizontul Afacerilor, bune practici pentru antreprenori care fac diferența prin afaceri cu impact. O emisiune produsă în parteneriat de Revista Patronatului Român și Adina Tari, mentor, consultant din Marea Britanie cu o vastă experiență internațională de afaceri, coach și psiholog, autor și lector, director non-executiv al Consiliului European pentru Coaching și Mentorat din România. Bună ziua, Adina! Bună ziua, Cezar! Mă bucur că suntem iarăși împreună în demersul nostru de a contribui cu emisiuni, dezbateri, informații, analize la dezvoltarea competențelor pentru antreprenoriat. Segmentul IMM este un segment important al economiei. Am stat de vorbă împreună data trecută despre startul în antreprenoriat. Și în finalul emisiunii noastre de joia trecută am ajuns să vorbim un pic despre lideri, manageri, fondatori, motiv pentru care astăzi ne-am stabilit ca temă management și leadership în antreprenoriat. Și am să te rog să începem să vedem care este diferența între fondator, lider și manager și să începem cu începutul, cu fondatori. Da, mulțumesc, Cezar. Într-adevăr, data trecută am vorbit despre cum încep aceste mici întreprinderi și am tras concluzia că ele încep legat de crearea unui produs sau unui serviciu nou sau îmbunătățit și că, de asemenea, aceste întreprinderi apar pentru că cineva, fie prin experiență personală, fie observând nevoile pieții, conclude că ar fi nevoie ca acest produs sau serviciu să fie creat și după aceea această persoană cu niște caracteristici specifice își ia riscul și cu mult curaj și încredere în sine pornește pe drumul de a realiza acest vis, această dorință pe care o au. Acum, noi știm că contribuțiile micilor întreprinderi la economia generală este foarte semnificativ și de asemenea știm că multe din aceste întreprinderi, din păcate, eșuează în proporție destul de mare, cam după 2 ani de activitate. Și atunci, într-un fel, misiunea majoritatea noastră... Majoritatea startup-urilor, din păcate, ajung să se oprească sau la faliment. Exact. Și atunci, bazat pe experiența noastră practică și, de asemenea, pe toate teoriile de management care există și care ne pot ajuta, noi vrem prin emisiunile astea să ajutăm puțin eficientizarea resurselor și a succesului acestor întreprinderi. Și acum, evident, în primul rând, aceste întreprinderi trebuie să există pentru că există fondatorii și data trecută am discutat puțin despre profilul psihologic al fondatorilor, dar și despre faptul că un fondator, fiind, să spunem, o persoană singură, nu reușește neapărat să transforme ideea în realitate pentru că are nevoie de niște resurse. Și aceste resurse vin din alte părți. Acum, de obicei, direcția unei întreprinderi este dată de niște persoane care conduc, nu? Care inspiră, care veghează, care facilitează. Deci deja noi listăm aici niște sarcini, niște responsabilități, nu, ale persoanelor care sunt la conducerea unei întreprinderi. Și într-un alt limbaj noi putem numi aceste sarcini și identificându-le ca leadership și management. Înainte să mergi mai departe, Adina, aș vrea să spun că din observațiile mele, în marea majoritate a cazurilor, ideea înființării unei întreprinderi antreprenoriale aparține unei singure persoane. Da. Chiar dacă până la înființare, până la startup-ul efectiv, se mai alătură și alte persoane.
Sunt rare situațiile, eu am văzut una dintre ele, dar sunt foarte rare situațiile când ideea de a face o firmă, o companie, aparține în mod simultan mai multor persoane. Se poate întâmpla, de exemplu, în urma unui eveniment de business, când concluziile dezbaterilor duc așa într-o emulație către ideea că poate ar fi bine să facem ceva legat de chestiunea asta. Dar sunt destul de rare. În general, este vorba de o singură persoană care după aceea, în mod evident, din diverse considerente, că nu are resurse financiare suficiente, că îi mai trebuie niște specialități, începe și caută și aduce lângă el în demersul lui și alți asociați care împreună, ei sunt decidenții, ei sunt cei mai importanți decidenți. După care încep rolurile și se diversifică tipul de activități care concură la realizarea unei firme, unei companii și la funcționarea ei. Exact. Și asta este exact ceea ce am observat și eu în practică. Ideea de obicei aparține unei persoane. Acum, aici deja introduc un mic comentariu în care spun că uneori se întâmplă ca această persoană să nu neapărat să-și dea seama că are nevoie ca să delege puțin din idealul și aspirațiilor altora și atunci ei pot aduce alte persoane care să-i ajute, dar nu cu aceeași, să spunem, putere și avantaj de a interveni și pentru că cumva în mintea lor ei spun că ei sunt aceia care trebuie să rezolve tot, să știe tot, să conducă tot și să controleze. Să aibă controlul total. Exact. Adică exact. Delegarea de autoritate la nivelul fondatorilor, a startup-urilor în antreprenoriat este relativ mică. Exact. Este problematică. Dar hai să vedem puțin ce trebuie de fapt să se întâmple, pentru că noi, și este adevărat că această piedică a dorinței de a delega autoritate este o mare piedică. Eu am văzut-o. Da. Și din păcate, ea, dacă nu este rezolvată prin dezvoltare personală a fondatorului, din nou, împiedică lucrurile și ei eșuează cumva din cauza, se autosubminează prin propria lor nevoie de a menține controlul. Dar ei totuși apelează, chiar dacă sub controlul lor, la alte resurse pe care le aduc și resursele astea sunt de obicei resurse de implementare, evident, și anume resurse de management și echipe. Ce înseamnă management? Managementul este definit, are o definiție care pe unii oameni ar putea să-i descurajeze. Managementul este o activitate care nu începe și nu se termină niciodată. Este un perpetuum mobile. Este o activitate în care, practic, nu faci decât în continuu să menții funcționalitatea unei întreprinderi și să te asiguri că ea merge. Deci, practic, nu are sfârșit, pentru că orice situație care apare, pozitivă sau negativă, trebuie gerată. Și asta este tot ce faci. Gerezi acest lucru. Și gerezi acest lucru în legătură cu un anumit obiectiv care a fost preagreat. Da? Deci un manager vine și practic primește niște obiective de la cineva. Și putem să ne întrebăm cine sunt, dar de obicei ar fi în cazul întreprinderilor mici, este fondatorul, să spunem, care implementează ideea și primește niște obiective și el lucrează ca să le implementeze. Și munca lui nu se termină niciodată. Deci, într-un fel, este o muncă în care, practic, nu poți niciodată să câștigi, dar, de fapt, nu pierzi niciodată. Sau eu aș putea să spun că, de fapt, obiectivul este să nu pierzi. Sau, dacă formulez altfel, mă gândesc că rolul managerilor este să facă lucrurile să se întâmple. Să meargă, da. Și să mențină. Ei trebuie să mențină cursul activității, funcționalitatea, astfel încât organizația să ajungă să își realizeze obiectivele. Exact. Să ajungă la destinație. Este ca un... Da.
Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să remarc că ai dreptate când spui că foarte mulți fondatori, owner, proprietari de companii, patroni, sau cum îi spunem, au o dificultate în a delega autoritatea, dar în același timp putem observa că pe partea cealaltă sunt o parte dintre manageri care, neînțelegând rolul, așa cum l-ai definit și cum încercăm noi să-l definim și cum îl definim și alții, se plâng că le este imposibil să ajungă la rezultat din cauza fondatorului, a proprietarului, care vrea ca lucrurile să se întâmple altfel decât gândesc ei. Sau, o altă, după părerea mea, scuză, unor întemeiată, dar de foarte multe ori și neîntemeiată, a managerilor, se referă la faptul că nu pot să fac pentru că nu am o echipă suficient de mare. Sau nu pot să realizez pentru că nu am bani de stocuri. Sau nu pot să mulțumesc clienții pentru că furnizorii îmi livrează niște produse sau servicii de slabă calitate. E, da. Chestiunea asta este doar în parte, să spun eu, cu suport real. În altă parte apreciez că este doar o scuză, pentru că rolul managerilor este să funcționeze organizația cu resursele pe care le are. Cu resursele pe care le are. Da? Deci dacă am, în părerea mea, să zic, puțin bani pentru stocuri, trebuie să dimensionez livrările de așa natură, să rotesc suficient de repede în această limită a finanțării stocurilor. Și în felul ăsta să o cresc în mod permanent și să mă gândesc cum fac să cresc organic în limita resurselor pe care le am. Și să caut alte resurse. Să caut alte resurse, să pun la dispoziție alte resurse. Dar iată, tu de fapt ai introdus aici niște dimensiuni, da, pe care le putem prelua în ideea de a înțelege care este relația între fondator și manager și liderul, dacă este și el. Și liderul, dacă este pe acolo, dar să stăm cu fondatorul și cu managerul. Managerul, da, în primul rând, lucrează cu o anumită metodologie, ceea ce fondatorul nu are. Nu are. El lucrează cu niște resurse, pentru că eu preiau toate criticile pe care, plângerile managerului. Deci, managerul are o metodologie, el nu lucrează oricum, lucrează cu o metodă. Are responsabilitatea să gereze resurse și, într-adevăr, el poate să aibă resurse mai puține sau mai multe, nu suficienți oameni sau oameni necalificați, nu suficienți bani. Și el gerează și externalitățile, de pildă furnizorii buni sau proști. Și atunci eu aș spune că, de fapt, ce trebuie să facă managerul ca să introduc ceea ce spui tu, și anume sarcina lui, este să rezolve problemele. Da? Deci, sarcina lui este să rezolve orice problemă, fie de resurse, de externalități, de calitate, de ce or fi, printr-o metodologie, și în același timp să raporteze și să atragă atenția fondatorului care sunt aceste probleme care se pot rezolva prin metodologii și care nu. Pentru că noi nici nu putem să cerem unui manager să facă, cum să spun, să facă treabă cu muncitori care sunt legați de mâini. Sau să, Da. Există și situații de imposibilități, sigur că da. Exact. Deci, până la urmă, ideea este că managerul trebuie să mențină și să gereze funcționalitatea întreprinderii cu resursele pe care le are rezolvând probleme. În același timp, el trebuie să evalueze realitatea resurselor și capabilității reale în raport cu obiectivele, pentru că dacă este ireală, nerealistă, nu se va rezolva și orice vrea fondatorul să facă, nu se va întâmpla.
Da? Și, da. Deci, relația dintre ei este o relație de colaborare și o relație, să spunem, simbiotică. Dar asta e o relație care poate fi văzută de colaborare liniară, de parteneriat sau de a raporta la un superior, o relație ierarhică. Și aici întrebarea este cum se poziționează. În raport cu resursele pe care managerul le gerează, este o relație ierarhică, în sensul că managerul poate să recruteze, managerul este cel care dă obiectivele în jos, deci pe linia ierarhică echipelor, șefilor de echipe și chiar indivizilor. Și are deci grijă ca să disemineze informația și tot ce trebuie, să asigure trainingul necesar, să asigure toate mijloacele posibile pentru ca oamenii să-și poată să facă treaba. Da? Da. Acum, ce se întâmplă cu leadership-ul? Ca să introducem al treilea personaj în... Sau al treilea rol, că depinde. Al treilea rol în triada asta de top, nu? De cei care conduc corabia acestui, pentru că este o mișcare, o întreprindere este un lucru dinamic care merge în interior și care în exterior merge spre o direcție, iar în interior are dinamica de a-și găsi calea ca să ajungă acolo, nu? Liderii sunt persoane care de obicei creează o să spunem, la nivel psihologic, un atașament și o aliniere a oamenilor din organizație către obiectivul care este așezat. Da? Deci, el este o forță inspirațională, este o forță care este de exemplu, care dă exemplu, este o forță care reprezintă principiile, să spunem, etice și principiile de funcționare, deci trebuie să existe o anumită integritate, o anumită valoare. Da, afirmă și susține valorile care motivează, exact, dincolo de proceduri și de reacțiile curente, exact, toată echipa să meargă într-o anumită direcție. Într-o anumită direcție, într-o anumită, da, direcție. Și, în mod ideal, punctul de vedere mai modern despre leadership este că liderii trebuie nu numai să fie persoane care inspiră, dar în același timp trebuie să fie și persoane competente. Adică ideea este că această carismă a liderului, noi cunoaștem foarte mulți lideri carismatici care sunt diabolici, nu? Care sunt lideri care au condus grupe de oameni spre dezastru și spre activități care în niciun caz nu au contribuit la dezvoltare sau la... Sub nicio formă. Deci trebuie să fim foarte atenți la aspectul pozitiv-negativ al liderilor, al carismei, al elementului acesta de a fi plăcuți, de a fi urmați, pentru că un lider nu poate să existe fără cei care îl susțin și îl urmează. Noi discutăm tot timpul despre leadership pentru că, în sfârșit, avem ideea că ei sunt conducători. Adevărul e că dacă nu ai ce să conduci, nu ai post de conducere. Deci, de fapt, există un tandem, o uniune simbiotică. Da. Și calitățile liderului și capacitatea și natura leadership-ului depinde și cine sunt urmașii. Pentru că dacă poți să ai un lider care este un lider de răufăcători, în care și cei care îl urmează sunt răufăcători, da? Și atunci ai o echipă care funcționează foarte bine, dar nu pentru binele omenirii și binele celorlalți. Deci trebuie să fim foarte atenți, în primul rând, să nu despărțim liderul de cei care îl urmează, să ne uităm la nuanța de leadership care există și la faptul că, în mod necesar, leadership-ul trebuie să aibă o componentă etică și o componentă pozitivă. Pentru că altminteri, putem fi seduși, leadership-ul are o capacitate de a seduce masele, nu pentru că asta este puterea lui, dar dacă ne uităm puțin în lume, putem să vedem niște lideri care au sedus niște mase și ne-am trezit cu conducători care nu neapărat au servit poporul sau au servit o parte din popor care nu neapărat susține principiile spre beneficiul tuturor. Deci,
Revenind atunci la această triadă de conducere care este făcută de antreprenor, de leader și de manager, ne întrebăm de asemenea dacă există posibilitatea în care aceeași persoană poate să aibă trăsături comune din toate aceste constelații și, într-adevăr, este posibil. Pentru că poți să ai un manager care este, are multă influență, este empatic, este principial, conduce prin exemplu, este iubit, pur și simplu iubit de echipă, și atunci toată lumea lucrează nu numai pentru că îi se dau obiective și resurse așa cum trebuie, ceea ce e jobul managerului, dar și pentru că managerul are empatie, are etică și este atât de carismatic și are o influență atât de pozitivă că oamenii lucrează cu plăcere, deci sunt oameni care... Îl urmează în acțiunile, în activitățile, în obiectivele pe care exact. El le are, dincolo de resursele și de procedurile exact. Și de... Exact. Toate și, celelalte care... Și dincolo de normă. Deci când ai un manager leader din ăsta care te inspiră, oamenii nu mai se uită la ceas să plece acasă la ora 4 sau la ora 5 și nu vine în birou. Oamenii stau 12 ore și lucrează pentru sau la fișa care... de post ca să observe dacă trebuie sau nu trebuie să facă un anumit lucru. Exact. Și atunci calitatea lor, în plus, este și că îi implică pe oamenii care lucrează în procesele de îmbunătățire, le dă respectul, le dă o voce, le dă o prezență, îi așează la o masă rotundă de egali în care îi ascultă. Capacitatea de a asculta. Din nou, vorbim de acel mecanism de feedback și de sistemele de ascultare, care sunt ascultare internă, de pildă, în care îți asculți echipele. Îi asculți pe oamenii care vin și spun, uite, tu nu știi pentru că tu te ocupi de cutare lucru sau ești într-un alt birou, dar de la mine eu văd pe fereastră ce se întâmplă când vin livrările. Nu se descarcă cum ar trebui și iată am o idee ca să îmbunătățesc acest lucru. Acum, noi vorbeam deci de un manager care are și calități de leadership și într-adevăr există acum foarte, foarte din ce în ce mai prominent ideea de a, de a dezvolta manageri și ca lideri sau liderii cu competențe de management în care să înțeleagă operațional ce se întâmplă. Deci ideea este că te menții în rol, rolul de manager, dar ai competențe și de mentor, și de leader, și de coach. Toate aceste competențe, de fapt, se leagă de un lucru foarte simplu, și anume capabilitate, empatie și relaționare umană, capabilitate de comunicare, capabilitate de ascultare empatică. Asta este tot. Trei cuvinte care însă fiecare este un univers enorm în care vorbești de comunicare când vorbești de comunicare. Adina, să știi că timpul astăzi a fugit foarte repede. Chiar nu-mi vine să cred. Da. Și, deja? Și eu, da. Păi m-am uitat la ceas și chiar mă uitam că nici n-am intrat foarte adânc în tema asta foarte frumoasă. Dar am făcut această remarcă ca să ne întoarcem un pic la început. Am vorbit despre fondator, lider, manager, pot să fie persoane diferite, poate să fie aceeași persoană sau două persoane care joacă și celălalt rol oarecum. Dar aș vrea să ne întoarcem la momentul pe care nu l-am dezbătut suficient. Fondatorul, de multe ori, pleacă singur în demersul ăsta cu resursele pe care le are, cu mult curaj și motivație și atrage resurse și reușește să construiască și să meargă mai departe. Dar sunt și situații când începe să se uite în jurul lui și să aducă și alte persoane în rolul de coproprietar pe o afacere. Da. Alege aceste persoane după diverse criterii, fiecare după nivelul lui de înțelegere sau preferințele personale sau alteori se uită după resurse, caută finanțator, alteori se uită după competențe și se gândește că ar fi bine să aibă alături de el la nivelul
acesta al coproprietarului de afaceri diverse alte competențe pe care el nu le are, de exemplu, poate să fie o persoană cu abilități tehnice deosebite și să caute pe cineva care înțelege mai bine mecanismele de piață, de vânzare, de marketing. Da? Sau chiar în același domeniu, într-un domeniu tehnic specializat, îi mai trebuie câteva specializări și atunci preferă să aducă alți specialiști alături de el. Da. Sunt persoane care se gândesc la familie și aduc rude pentru o stabilitate pe termen lung a demersului pe care îl fac. Haideți să încercăm să facem niște considerente legate de cum se întâmplă relațiile între tipul ăsta de asocieri și uneori, trebuie să înțelegem că uneori lucrurile astea au efect și mai departe în relațiile cofondatori, coproprietari, cu manageri, cu echipele care lucrează în IMM-uri, în afacerile mici și mijlocii. Exact. Și tocmai îmi notasem aici câteva lucruri. Hai să le luăm puțin pe rând. Fondatorul aduce niște resurse în plus pentru că știm deja că o singură persoană practic nu poate să transforme o idee în realitate la nivel operațional, că nu are resurse, nu este posibil. Așa. Ei pot aduce persoane cu care se simt confortabil. Deci, la nivel relațional, de persoană de la om la om, relație om-om. Și atunci, adesea, vedem în aceste întreprinderi că apar membrii de familie și prieteni, rude și prieteni. Caută un confort psihologic, o stabilitate. Un confort psihologic. Da. Exact. Acum, foarte des, aceste recrutări de rude și prieteni nu merg neapărat foarte bine. Pentru că ce se întâmplă este că dacă cei doi care sunt înrudiți sau prieteni se înțeleg bine, cel puțin la început, pentru că lucrurile pot să devieze mai târziu, ei creează, de fapt, un grup aparte față de ceilalți. Deci nu numai că este o persoană care acum cumva este disociată de rest prin statutul lor și prin ideația lor, dar au acum un mic grupuleț de 1, 2, 3 persoane, care toți trei creează o mică grup separat de restul și pot să înceapă niște fricțiuni. Al doilea lucru este că aceste persoane nu neapărat au competențe tehnice, pentru că ținem cont criteriul de recrutare, nu este competența, ci este confortul psihologic. Da, da. Și atunci noi putem să avem o persoană care poate fi pusă în... într-o poziție de general management, pentru că în orice caz oamenii aceștia nu vin neapărat în eșalonele mai joase de muncă neapărat, ci tot undeva prin partea de conducere, dar ei nu sunt competenți în domeniul ăla. Da? Și sunt competenți, dar nu au nivelul de performanță pe care organizația cere sau fondatorul ar putea cere. Dacă ar fi o exact. Și atunci, deci, Prima problemă este că ei formează un grupuleț aparte. A doua problemă este că, din punct de vedere tehnic al competenței, nu suntem asigurați că ea există. În al treilea rând, în momentul în care competența și alte lucruri nu merg prea bine, la un moment dat trebuie să li se spună această poveste și, evident, există reticență. Pentru că, cum o să-i spun eu prietenului meu, pe care tocmai eu l-am adus, sau soțului sau partenerului, cum o să-i spun eu că de fapt eu l-am adus să fac o meserie care eu știu că nu era competența lui sau nu foarte bună, iar acum îl cert pentru că nu performează. Și atunci începe o problemă în care de sus în jos lucrurile se deteriorează, pentru că oamenii ăștia, cum am spus, sunt în funcții relativ importante, nu fac ceaiul personal sau sandwich-uri. Începe și evident, această toxicitate se transformă și în grupul celorlalți externi, adică cei care nu sunt legați de familie sau prieteni, ca de pildă managerii, care încep să nu mai comunice probleme de resursă, nu mai primesc susținere, se creează o ruptură și mai mare. Deci, sunt niște probleme destul de importante. Și nu intrăm... Spune, tu vrei să ai un exemplu, probabil. Da. Nu, aș vrea să spun doar că criteriile după care funcționează relațiile între prieteni sau în familie și criteriile după care funcționează relațiile în afaceri sunt fundamental diferite. Exact. Adică
Când ne gândim la prietenie, ne gândim că prietenul are nevoie să se cunoaște. Adică e vorba de un ajutor în considerarea persoanei. Da. Da? Pe când în afaceri este vorba de o recompensă în considerarea performanței. Când e vorba de familie, înseamnă persoane foarte apropiate cărora le acord susținerea necondiționat. Astea sunt relațiile de familie. Da. Îl sprijin și îl duc mai departe pe copilul meu sau pe părintele meu. Da, îl iubim așa cum este, îl protejăm așa cum indiferent, este. Indiferent. Altfel, într-o relație de business, chiar dacă fratele meu sau unchiul meu sau copilul meu a făcut cea mai importantă școală de afaceri sau eu știu ce performanțe tehnice, trebuie să mă uit doar la rezultat. Doar la rezultat. Ceea ce nu pot să fac. Atunci îmi anulez relația mea de familie, care e mai importantă sau ar trebui să fie mai importantă decât... Da, da, e vorba de o diferență între emoționalitate și raționalitate. Da. Pentru că este o evaluare rațională a performanței muncă sau o evaluare a încărcăturii afective pe care o avem cu aceste persoane. Deci este foarte, foarte greu. E o situație foarte dificilă ca să ai membri de familie și sau cunoștințe și prieteni. Pe de altă parte, lucrul acesta este extrem de frecvent. Și aș spune că până când acest lucru nu este reglementat, micile întreprinderi vor avea întotdeauna probleme cu această parte a situației. Acum, dacă lăsăm puțin la o parte rudele și familia și ne uităm la angajăm sau aducem resurse competente, se pune din nou o întrebare în legătură cu standardurile și ce fel de competențe și ce fel de proces de recrutare există în general pentru oamenii, oricare persoană care vrea să vină să lucreze pentru noi și de nivelul mediului de lucru în care aceștia intră. Și nu este clar dacă standardurile și de competență și cererea este foarte, foarte înaltă. Deci, ar putea ca și oameni cu pregătire de competență medie, deci nu neapărat performanță foarte performanță, mare, da. Sunt recrutați. De ce? Pentru că și poate financiar salariile și recompensele nu sunt pentru calibrul oamenilor care sunt mai scumpi în piață din cauza competenței mai înalte. Deci pot fi luați oameni mai tineri, oameni care poate nu prea au terminat niște studii sau nu au atât de multă experiență și ideea este că lasă că ne descurcăm noi, lasă că rezolvăm noi cumva problema. Deci e vorba și de calibru și calitatea oamenilor care sunt recrutați, dacă sunt top din piață sau nu, și motivul că ar putea să nu fie este legat de bugete, de legat resurse, de procesuri în sine și de resurse. Acum, făcând legătura cu săracul manager, ne imaginăm că dacă un manager tot are resurse care ba sunt rude, ba nu sunt neapărat top performers, are o problemă foarte mare, nu din vina lui, că el cunoaște metodologia, el rezolvă problemele, dar există o limită. Da. Și atunci vedem o altă problemă care există și anume că lumea vine și pleacă din aceste organizații foarte frecvent. Deci, fluctuația de personal este mare și studiile arată că în IMM-uri fluctuația de personal este cu mult mai mare decât în organizațiile mai mari care sunt bine structurate și care își drămuiesc bine și au resurse. Au resurse uriașe, da. De ce? Pentru că apare un mediu haotic și eu am niște exemple pe care le-am pus și în cartea pe care am scris-o de antreprenoriat, dar exemple de prieteni care cu lacrimi în ochi mi-au povestit ce au trebuit să îndure în aceste mici întreprinderi, intrând într-o întreprindere de, nu știu, să zicem, 10 oameni sau așa ceva, și fiind recrutați acolo sub ideea că ei trebuie, că ei sunt responsabili, că sunt în management, că trebuie să aplice cele mai bune metode, fiind foarte profesioniști,
și ajungând să fie controlați de soția patronului sau nepotul sau fiul patronului, care era și incompetent și în sfârșit dominant și tratați ca niște copii, deci sunt băgați într-un fel de mental, model mental de familie în care avem părintele, nu? Da, și da. Decidentul e părintele și după aceea mai jos sunt copii și copiii întotdeauna sunt inferiori la nivelul deciziilor și a puterii de autoritate. Deci autoritatea... Da, da, trebuie tot timpul controlați. Exact, exact. Ceea ce cu o persoană profesionistă care într-adevăr este la nivel înalt de performanță, ei nu mai tolerează așa ceva, că ei nu sunt copii. Da, da? Și ei poate vin dintr-o altă întreprindere unde au câștigat tocmai această capacitate profesională într-o întreprindere structurată, mai mare, cu resurse. Și ei vin să transfere această expertiză într-o întreprindere mică și ce se întâmplă, li se tare aripile imediat, sunt puși în colț imediat, sunt subordonați imediat și cea mai mare insultă, potrivit ce spun ei și ce aș simți și eu, este când ești dominat și subordonat de o persoană care ți este inferioară la nivelul competenței, deci cineva care nu știe despre ce e vorba. Da. Și tu care știi, încerci să faci tot ce poți mai bine și ți se spune tot timpul că nu așa trebuie să se întâmple lucrurile. Ei, chestia asta descurajează și oamenii pleacă foarte rapid. Deci toată lumea se uită cu ochii pe calendar și spune cât trebuie să stau eu aici ca să nu arate în rezumeul meu că da. Vin și rapid, nu o să spun adevărul că am intrat într-așa o situație, cât pot să stau, pe trebuie să stau 12 luni sau 6 luni și după aceea îl numesc că a fost proiect, dar nu pot să plec după 3 zile, deși ei ar pleca probabil după perioada de probă, după o lună ei își dau seama că am intrat. Da. Imposibil. Și atunci ce se întâmplă este că este un fel de cerc vicios în care chiar când achiziționezi o resursă bună, din cauza toxicității și culturii interne, oamenii ăștia pleacă. Și atunci ai schimbare de personal foarte rapidă și calitatea generală a persoanei puțin mai la mijloc. Nu neapărat cu oamenii de top, că ea nu stau. Ei nu pot fi tratați ca niște copii. Nici o persoană competentă și cu respect de sine nu tolerează asta. Și atunci se creează a doua problemă a managerului din înapoi. Managerului din întreprinderile mici, care își smulge tot timpul părul din cap, e stresat, lucrează mult prea mult, încearcă să rezolve probleme, încearcă să țină lucrurile pe linia de plutire, dar este o muncă imposibilă și își mai dau și ei demisie. Și uite așa, ceea ce vedem este că există un fel de dinamică care, din păcate, sabotează pur și simplu obiectivele fondatorului, obiectivele echipei din top, pentru că acolo sunt și investitori, sunt totuși interese financiare, adică oamenii ăștia, de fapt, interesul lor este nu să dea faliment, asta este evident. Nu cred că nimeni care investește resurse și bani și energie și ani de viață vrea să eșueze. Dar cumva, din cauza că nu există conștientizarea de sine, conștientizarea relațiilor și comunicării și alegerilor pe care ei le fac în legătură cu ceilalți, că mi-aleg rudele în loc să aleg pe cineva competent, că nu respect o persoană competentă și o tratez ca pe un copil, în loc să-i mulțumesc în fiecare zi și să-i rog să-mi ridice tot nivelul, că managerii sunt exasperați, deși muncesc din greu, pentru că sunt conștienți, au metodologie, știu să rezolve probleme, dar este nesfârșit. Iată că fenomenul ăsta de autosabotare pe mine mă fascinează, pentru că eu l-am văzut. Deci, și mă întreb, mă uit la situație și mă întreb cum este posibil că oamenii ăștia se autosabotează. Și este foarte greu să intri și să faci niște comentarii constructive, pentru că orice comentariu constructiv adesea pare a fi un atac la ego-ul lor și ei îl văd ca pe o critică. Și ajungem înapoi la tema din emisiunea precedentă. Exact, exact. Deci ajungem la profilul personal. Acum, ideea este că orice problemă are soluții, zic eu, și chiar și noi în conversația noastră trebuie să ne orientăm spre probleme și soluții. Și, din nou, soluțiile sunt metodele de
training, de coaching și de mentoring, care se pot orienta fie spre, în primul rând, dezvoltarea personală. Pentru că tot acest aspect al modului cum tratezi oamenii, este vorba de cunoașterea de sine, a defectelor, a calităților pe care le ai, ce trebuie să îmbunătățești, și după aceea relația pe care o ai cu ceilalți, cu angajații tăi, cu oamenii pe care îi implici și cum îi tratezi. Deci există posibilitate, dar înseamnă că aceste mici întreprinderi să introducă și programe de continuă dezvoltare personală și profesională. De altfel, în ultima perioadă, dezvoltarea personală este una dintre condițiile pentru un leadership performant, deja mai mult, din ce în ce mai mult afirmate. Absolut. Devine aproape, da. Și probabil și odată cu dezvoltarea personală, acceptarea ca și alții să vină și să contribuie alături de tine. Exact. În deciziile, în modul de configurare a organizației, în modul în care se construiesc și se formează echipe, dar cred că despre formarea echipelor o să avem o temă distinctă pentru emisiunea noastră viitoare. Adina, ne oprim aici. Ok, cu promisiunea că vorbim data viitoare. Joia viitoare începem cu acest subiect, formarea echipelor, și vedem care sunt cele mai eficiente metode pentru echipe de succes. Absolut, cu mare plăcere. Pe joia viitoare. Pe joia viitoare. La revedere. La revedere.